Salutare, dragi prieteni! Astăzi, pentru dumneavoastră, avem content cu Ana Maria Prodan! Dă-mi subscribe! Îmi place foarte mult să mă uit la podcasturi cu oameni care au tot ce și-ar putea dori cineva vreodată, plângându-se de problemele lor. Asta îmi place mie cel mai mult să văd. N-am văzut asta, dar gen tare mie că tot în zona aia se duce Ana Maria. Tot, domnule, vai, dar ce face, greu. Ce greu mi-a... Ah, băgat enhanced bitrate la... Da, cu siguranță este una dintre cele mai puternice femei pe care le cunosc. Cu siguranță este o mamă devotată. Este o femeie care efectiv atinge succesul în absolut orice își propune să facă. Da. Și pe lângă toate astea, este un suflet de aur. Măi, hai măi, come on, man. De ce vorbim așa? Adică, da, un suflet de aur. Nu știu, de ce e un suflet de aur? Ce a făcut? A construit case pentru oamenii străzii? Ce a făcut de așa un suflet de aur? Fă vagabonta, dracu. Da, efectiv, asta este Ana Maria Prodan. Ce dracu vorbim aici? Un suflet care, din păcate, a fost încercat de-a lungul vieții și care a... Da, sufletul de aur. Da, dracu, care ești? Can. Băgă-mi-ești... Familia. Nu să mai... Am făcut asta ultima dată, nu mai facem încă o dată. Astăzi, într-un alt fel de interviu, alături de mine este minunata Ana Maria Prodan. Bine te-am găsit, draga. Bine mea. Te-am găsit, te iubesc. Bine, cred că n-am... are hope la gât. Măi, pare că vorbești despre cum a pățit ceea ce de altfel pățim cu toții în viața asta, și anume să pierdem un părinte. Pare că asta este elementul central al acestui podcast, dar o să vedem, Doamne ajută. Întâlnit, sau nu, ne-am reîntâlnit după ceva timp, nu? Mulți ani. După mulți ani. Culmea, suntem așa de aproape, dar atât de departe, fiecare atât de ocupate. Mm-hmm. Da. Cu vieți de succes. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, despre asta contează. Contează de câte ori cazilic. Contează cum te ridici. Fix despre asta ziceam, da, și eu. Da. Adevărat. Cum ești, Ana? Păi, cumva simt că înfloresc. Nu știu, după foarte, foarte mulți ani din viața mea, simt că trăiesc. Și trăiesc atât de frumos și intens și mă bucur de fiecare lucru mic pe care mi-l oferă viața. Pentru că am avut și lucruri foarte mari pe care mi le-a oferit viața și mimam fericirea cumva, știi? Mă bucuram de ele, pentru că eu sunt un om super optimist, știi? Eu văd fiecare părticică de lumină din cel mai mare întuneric. Dar acum mă bucur de fiecare lucru mic pe care mi-l dă viața și mi se pare că lucrurile mici fac cât miliarde de lucruri mari. Dar trebuie să treci prin, nu știu, uite, multitudinea de încercări prin care ai trecut tu ca să ajungi aici? Da, eu cred, eu sunt altfel decât mă vede lumea la televizor. Da. Eu cred că suntem niște suflete mari sau mici, depinde cum venim pe pământ, evoluate sau neevoluate, care vin aici cu niște misiuni. Care, dacă încercăm... Știi de ce îmi place podcastul ăsta? Pentru că mă simt ca atunci când eram copil și venea vecina și stătea cu mama la cafeluță și stăteau de vorbă. Efectiv, așa mă simt. A venit vecina de vis-a-vis la cafeluță, e sâmbătă dimineață, tocmai ce s-au terminat sesoasele ninja și acum vorbim la bărfuliță, știi? Stăm la bărfuliță. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba, despre evoluție în viață. Da. Trebuie să ducem planurile astea și misiunile noastre la bun sfârșit. Da. Și eu cred și sunt, să zicem, 99% sigură că în viața asta am făcut tot. Și că mă apropii cumva pe ultima bucată, pe final, da? Încep să ating finalul așa încet, încet și sunt fericită și împlinită cu tot ceea ce am făcut. Și da, respect. Ca să fii evoluat, să fii suflet uriaș, suflet mare, da, trebuie să faci față încercărilor pe care viața ți le oferă. Și exact cum am spus, când viața te îngenunchează, te îngenunchează nu să-ți facă rău. Eu cred foarte tare în Dumnezeu. Dumnezeu... Măi, ce zice, măi, femeia asta aici, măi, nene? Ce zice, că am tot ascultat? Dar care era întrebarea? Cum ești, Ana? De unde am pornit? Dumnezeu te face mai puternic. Uh-huh. Îți dă niște încercări pe care tu, dacă, repet, dacă e suflet evoluat, treci cu capul sus peste. Pardon. Care e cea mai mare încercare pe care viața ți-a dat-o? Ia. Că au fost câteva. Au fost multe. Uh-huh.
Asta cu divorț. Când Caciuca aia venea și cerea bani. Când venea Caciuc și cerea bani. Familia Caciuc. Contează ce lași tu în urma ta. Încercări, uite, moartea părinților mei. Astea sunt lucruri care lasă, nu te marchează. Și la fel, am învățat și acolo și am suferit ca un câine, dar am învățat că sunt certitudinile vieții. Aha. Două, și clar. Asta este două. Ne și naștem atunci, și murim. Da, ne naștem și murim, simplu. Adevărat, ne naștem și murim, bă, frate. Tăhom.ro. Ce se întâmplă în cele două certitudini sunt o multitudine de evenimente pe care noi ni le facem cu mâna noastră, sunt alegerile noastre. Nici măcar nu-i vina nimănui când pleacă soțul, pleacă soția, te ceri, te bați. Nu, sunt tot alegerile noastre. Ok, nu e vina nimănui și totuși urmează să zici mai încolo că poate trebuia să faci mai mult ca să-l ții pe ăla lângă tine, pe Neareghe Kampf. Mi se pare un pic ciudat, știi, să avem discuția asta, ea fiind această femeie, whatever. Da, într-adevăr, foarte de succes, dar care are foarte mulți bani și care, în mod evident, de-a lungul vieții ei, a pus foarte mare preț pe avutul, da, material, pe partea materială a lucrurilor. Înțeleg, toată lumea evoluează și nu știu ce, dar aș prefera, știi, adică eu n-am auzit în viața mea oameni de genul ăsta din România, n-am auzit niciodată de ei să doneze sau să facă lucruri bune cu toți banii pe care i-au făcut. Toată lumea trage de bani, bă, mâncați-aș de zici că le foame în p***a mea, zici că stau după mămăligă. De câte ori n-am vorbit cu oameni de aici din comunitate care sunt livratori la Glovo, la Taz, la whatever, la toate căcaturile astea, sau chelneri sau așa, și îmi povestesc experiențe pe care le-au avut cu mega bogătan de ăștia, al de, nu mai zic nume acum că intrăm în altele, dar au de tot felul de, știi, persoane de astea publice, oameni care se flexează cu Adidas de 25 de milioane și haine de whatever, ceea ce nu vreau să zic, da, ok, sure, asta e plăcerea ta, go ahead and do it, da, bă, frate, să mergi cu Adidas de 500 de euro în picioare și să nu lași nimica la Glovo în p***a mea când îți aduce hamburgerul de la, dă o în p***a mea de treabă. Cum am spus, ca să ai misiunea complet, da? Trebuie să le reparăm din mers. Cum ne ridicăm, să le reparăm. Pentru că despre asta este vorba în viață. Repet, să rămâi demn. Și nu e prima oară când spui asta și da, e un cuvânt care te caracterizează și de care ții cu foarte mare forță. O caracterizează acest cuvânt. Demnitatea. Te leg de mașină și te pun să sugi toate p***le din România. Demnitatea o caracterizează, guys. Eu am ținut de o căsnicie 16 ani cu dinții. Da. Cu dinții. De aia de multe ori doctorul meu, stomatolog, îmi spunea, ai schimbat dantura de 10 ori. Mm-hmm. Așa e, de 10 ori am schimbat-o. Că am tras cu dinții de tot. De imperii construite. Păi, nimic nu e forever. Nu. Pentru că trăim în secolul ăsta. Da, da. Trăim niște vremuri cumplite, din punctul meu de vedere, cumplite. Și acum, de exemplu, mai ții cu dinții sau ai mai ține cu dinții de lucruri? Da. De relații? Da, pentru că așa sunt construită. E ca și cum vin din epoca medievală eu. Cam așa se întâmplă, știi? E că probabil cumva sufletul meu nu a fost pregătit pentru lumea în care trăim. Știi? Foarte interesant acest sentiment. Vreau să zic că, Ana Maria Prodan, nu sunteți singura persoană care simte acest lucru. Nimeni nu simte că sufletul lui este pregătit sau a fost vreodată pregătit pentru această lume. De fapt, nu nimeni. Nimeni peste 30 de ani. Pentru că tineretul nu e așa, tineretul crede că e foarte cool tot căcatul ăsta. Tineretul are senzația că este foarte, foarte cool până când o să se lovească în p*** mea de viață. Dar adevărul este că viața modernă în care trăim noi acum este eminamente, intrinsec, complet incompatibilă cu sănătatea mentală și cu fericirea. Nu ți se permite. Fericirea este ceva ce trebuie tu să obții pe p***a ta, pe banii tăi, prin munca ta, că toată lumea are senzația, e această alergătură, da, extraordinară, și toată lumea crede, ok, o să bag acum 12 ore pe zi, o să fac toate căcaturile, mă duc, mă sar în cap, fac, nu știu ce, că gen mai încolo, după toată munca asta o să pot să stau liniștit. Și ghiși ce? Știi ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Nu stau liniștiți niciodată. Și asta devine viața ta. And then you
fucking die și that's it. Știu că aici vorbim foarte des despre problema asta de conștiință, de clasă, dacă oamenii bogați versus oamenii săraci, că oamenii bogați sunt deconectați, că ei habar n-au despre problemele oamenilor săraci, că habar n-au despre problemele reale din viață, că problemele lor sunt practic niște plăsmuiri, niște, cum să spun, sunt niște nemulțumiri pe care alții, dacă le-ar avea, ar fi cei mai fericiți oameni din lume, dacă alea ar fi nemulțumirile lor. Știu că vorbim toate chestiile astea, dar în același timp nu vreau să pară că invalidez experiența umană a oamenilor bogați. Înțelegi ce vreau să spun? Adică, da, cu siguranță sunt și ei la rândul lor niște oameni care au nevoie de oareșcare mângâiere, care au nevoie de lucrurile astea și cred în asta tocmai pentru a-i putea apoi, știi, trezi la realitate. Și realitatea este, sistemul este nedrept. Și de fapt, niciunul din noi nu deține nimic și singurul lucru pe care îl avem este celălalt. Și singurul lucru în care merită să investim este celălalt. Și atunci, cu atât mai mult dacă ești un om avut, cred că ar trebui să îți folosești avutul pentru a investi în oamenii din jurul tău, nu doar familia. Nu doar familia, copiii, le bagi în cur nu știu câte milioane de lei, da? Le bagi în cur toți banii ăștia ca să se ducă să facă niște facultăți pe care, din care oricum nu înțeleg nimica și ca să meargă cu mașina și ca să. Nu, eu mă refer la celălalt, la oamenii din jurul tău, la oamenii care sunt cu adevărat în jurul tău, oamenii care cu adevărat. Nu, mă rog, ok, stai așa, nu. Acum sună ca și când am zis că familia nu e cu adevărat în jurul tău. Oamenii care sunt în jurul tău, care nu sunt neapărat rude, în sensul ăsta vreau zic. După aia, romantismul, dragostea. Dragostea e alt căcat care ți este băgat pe gât complet ampulea de filme, reclame, bla 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 bla, toate căcaturile astea. Dragostea, domnule, este ceva ce te ia pe nepregătite, te duce, te vai de mine, dar ce pasiune, ce așa, și cumva așa ar trebui să fie toată viața, pentru că orice poveste de genul ăsta se termină cu și-au trăit până la adânci bătrâneți. Adevărul este că relațiile interumane sunt mult mai complicate de atâta și o relație este mult mai trainică și mult mai puternică dacă este construită mai degrabă decât o compatibilitate fortuită, știi? O relație se construiește. Orice relație se construiește și mi se pare că nu vorbim destul despre asta. Și asta se vede în felul în care interacționăm unii cu alții. Bine, hai să mai vedem ce mai zici. Hai, gata, că am terminat rentul, mă scuzați. Ai fost catapultat pe o planetă numită Pământ. Hai, ia de aici și du misiunea asta la capăt. Da. Dar eu sunt altfel, eu sunt romantică, eu cred în iubirile eterne, eu cred în soțul pe care îl iei și îmbătrânești frumos alături de el. Eu mă vedeam la căsuța mea din Vegas, bătrână, 80 de ani în baston, cu soțul, cu nepoții după noi, cu copiii în jurul mesei. Eu vorbeam niște... Asta e proiecția ta, de fapt. Asta e ceea ce tu ți-ai dori. Proiecția... vieții pe care eu mi-am dorit-o a fost un... Păi stai bă frate, adică nu există manifestare? Bro, adică nu există manifestare? Eu cream că pot să manifestez chestiile astea. Stai mă, cine zice Ana Maria Prodan? Stați așa un pic că îmi dă lumea peste cap. Păi tocmai cine a explicat că nu există manifestare? Un reality show, exact așa cum era el, niciodată plin de minciună, cum îmi spun toți. Nu, era... așa eram eu. Că lumea de lângă mine sau cei care au stat lângă mine n-au fost așa, s-au forțat... Și au încercat cei drept să țină pasul cu mine, dar n-au putut. Aici vorbesc despre suflet. Când nu poți să evoluezi. Te ia cineva de foarte jos, eu am luat. Și sunt atât de mândră că am făcut lucrul ăsta și l-aș face de miliarde de ori. La fel. Și tot atât de mândră aș fi. Poate chiar mai mândră. Știi? Să cari pe cineva după tine și să-l înveți ca pe propriul copil. Așa. Cine a făcut asta, Ana Maria Prodan? A, că reghe era vai morții lui? E vorba de reghe? A, eu cream că reghe cam fera și el un șmecher la casa lui când l-a luat. De ce zice ca și când l-a luat de pe jos? Era ultimul om, era vai steaua lui și l-a făcut om respectabil. Și made him om? Ok, bine, nu știam asta, mă scuzați. Sunt eu neinformat. Ok. Asta trebuie să faci, aici trebuie să ajungi. Asta este schema vieții, așa direcția. Trebuie să fie direcția asta. Nu poți să te faci de râs, nu poți să faci asta, nu poți să faci asta. Asta este imaginea și publicitatea și faima. Vin la pachet cu multe lucruri rele. Aici am să te apăr eu. Aici o să fiu scutul vieții tale. Nimeni o să te atingă. Toate săgețile sunt în pieptul meu. O să fac în așa fel încât niciun vârf de săgeată, chiar dacă au trecut prin mine, să nu te atingă pe tine. Dar tu trebuie să fii mândru, tu trebuie să fii demn, tu nu trebuie să calci pe drumuri
cu mocirlă, că te afunzi și dacă noroiul vine peste cap, te-ai terminat. Și vezi, am încercat, iar sufletul mic n-a putut evolua. El trebuie să se mai nască, să mai vină de foarte multe ori pe lume. Ce înseamnă să se mai nască sufletul și să mai vină pe lume? Măi, ce vorbim aici? Doamne, ferească Sfântul, dar mă scoate din minți, dude. Cum există oameni care gândesc în termeni de ăștia și zic da, să se mai nască odată sufletul ca să fie mai puternic? Damn, nici Dalai Lama nu zice de asta, păi, mă rog. Să ajungă măcar la unime din ce sunt eu. Și tot vina mea este, sau vina noastră, oamenilor puternici, al sufletelor puternici. Voi, bună seara. Nici? Pentru că Dumnezeu... Nihil sine mușdeo. Îți dă opțiuni, multe. Mm-hmm. Și tu te uiți și alegi. Și când alegi greșit, trebuie să-ți duci crucea. Da. Până la capăt. De asta am iertat absolut toți oamenii care mi-au făcut rău. Pentru că am realizat că n-au putut mai mult. Și fiecare om rămâne la nivelul la care poate. Da. Și dacă astăzi ne uităm, vedem. Punem balanță puțin. Ia vezi unde sunt eu azi, unde sunt foștii. Unde sunt eu astăzi, unde este lumea care mi-a făcut rău. Rău. Deci rău s-a întâmplat cu absolut toți. De ce? Pentru că atunci când ești bun, prin definiție, din toate punctele de vedere, și ca om, și suflet, caracter, Dumnezeu nu o să te lase niciodată. Ea pur și simplu e un om foarte bun, guys. Ea pur și simplu e un om foarte bun, guys. Și ceilalți au greșit. Și-s niște m***i. Niciodată. Dar știu că ai declarat la un moment dat că îți pare rău, la modul că nu regrezi, nu mai țin minte exact. N-am regret în viață. Că nu-i bine să fii atât de bun în viață, știi? Că uite. Am spus, da, de multe ori mă gândesc, băi, cum îți pui tu sufletul, inima, tot în fața oamenilor care vin și mai înfig ceva acolo, doar te omoră, știi? Da. Și până zic, păi dacă eu asta sunt, cum aș putea vreodată să mă schimb? Că n-acum. Uite, tu m-ai întrebat. Întrebarea asta mi-au pus-o sute de oameni. Yeah. Dar de ce ești în continuare la fel de bună? Dar de ce nu ești res? Sute de oameni au întrebat-o. Ana Maria Prodan. De ce te comporți încă ca Iisus Hristos? Doamne, nu se poate. Băgă-mi aș familia mătii și în coșciugul în care v-aș îngropa pe... Cam de câte ori credeți că are născut acest suflet? De 15 ori, de 16 ori, 17, eu pe acolo simt. Dacă prin definiție sunt un om bun, de ce? Nu am cum. Și repet, să știi că în continuare caut sufletul pereche, chiar dacă cumva mă gândesc că ceea ce trăim astăzi e departe de ceea ce ar trebui să fie. Și îmi pare rău pentru copiii mei. Uh-huh. Că, nu știu, poate exact cum le spun eu, cred că am nimerit într-o altă galaxie. Știi? Între niște oameni care se bucură când sunt drogați, chipule, se bucură când sunt drogați, când sunt morți de beți, când sunt umiliți de genul ăsta de oameni sau femei, bărbați, fără niciun scrupul. Oameni fără demnitate, fără caracter, fără mândrie, fără măreție. Asta e societatea în care trăim astăzi, Ana? Da, baby. Oh, Filinca. Ilinca, da, mă rog, Ilinca e... Na, ce să fă... E gazda podcastului, ce să-i zică? Așa e, măi, Ana. Dar mi se pare că Ana Maria Prodan e fix genul ăla de persoană, scuze. Ok, poate nu bea și nu se droghează, dar mi se pare că Ana Maria Prodan e fix genul de persoană la care m-aș gândi când mi-aș pune problema existențială, băga mi-aș că m-am născut în lumea asta plină de astfel de oameni, you know? Genul de oameni care dau pumni în gură la antrenori. Nu așa ca idee. Uite-te, mă uit la bărbați cu milă. Bă, să-mi fie iertat, au mai rămas atât de puțin bărbați în adevăratul sens al cuvântului. Uite-te la ei. Își lasă familiile, copiii pe drumuri. Pentru... Asta e adevărat. Dar asta nu este ceva nou. Asta se întâmplă din totdeauna și nu doar la noi. Asta este la sfârșitul zilei. Na, asta e lumea în care trăim, morți mei. Și aici femeile astea vin și ele pe lume la fel. Cea mai veche meserie de pe pământul ăsta e aia de prostituată, de damă de consumație. Își lasă familiile și
toată munca de o viață și cariere și măreție și putere pentru așa ceva. De ce? De ce? Pentru că sunt suflete mici, uh-huh. pentru că n-au uh-huh. forță, că nu au ceea ce... Acum zice de reghe. A venit aici ca să pozeze în această călăuză spirituală. Că zic, ăla e un prost, e mic, e vai morții lui. Ce trebuie unui bărbat? Măreție. Când intră undeva, cum spun eu și învăț pe toată lumea, bă, un bărbat când intră undeva trebuie să facă liniște. Mă, un bărbat când intră cu nevasta, cu copiii, cu familia lui undeva, toată lumea trebuie să uite cu admirație. M-a dus Bună ziua, atenție, am venit cu nevasta și copiii. Un moment de liniște, vă rog. Sunt eu, Alexandru Zlăvog. De ce cu aia se facă liniște? Când intru unde? Când intru la Mega Image? Se facă liniște când intru cu nevasta și copiii? După 8 ore de muncă ca să cumpăr în aia încă o pizza congelată? Te aminte cum se uitau când intram eu cu familia mea undeva? Se făcea liniște. Cum se uită astăzi? Zâmbește toată lumea. Când intru eu se face liniște în continuare și așa o se facă până închid ochii. Pe partea cealaltă sunt zâmbete. Doamne, urăsc genul de oameni care inspiră genul ăla de frică de se face liniște când intră undeva. Urăsc din tot sufletul acest căcat. Îl urăsc. Ok, poate într-un cadru profesional are un oarește sens. Dar asta, știi, când intru undeva, unde intri? Când intri, unde? Când intri la petrecere, așa se face liniște? That sucks. Deci, adică e oribil căcatul ăsta. Interviuri. Sunt bărbați care povestesc, râd, vorbesc și atunci de ce te-ai răzbunat pe mine? De ce mi-ai deschide mie procese de calomnie? Asumă-ți. Vezi, bărbați, mi-asumați. Bărbați fără nimic în pantalon? Acolo-i beleaua. Că despre... Da, aiurea, Prodanco, da, vezi că ăla a fost bărbatul tău, nu știu cât timp. Asta e alt red flag, altă ciudățenie. Stai cu un om, cât timp a stat cu Breghe? Niște ani, 10 ani, mai bine de 10 ani. Ai stat cu ăla 10 ani și acum vii să ne zici nou că n-are nimic în pantaloni. Păi de ce stai cu ăla 16 ani cu aia? Stai cu ăla 16 ani și după aia vii și zici, a, n-are nimic în pantaloni. Păi tu te dracu. Tu proastă că ai stat, ce să zic? Forță e vorba între o femeie și un bărbat. Că noi astăzi am ajuns tot datorită acestor gen de bărbați să conducem, să fim puternice, să ne luptăm. Da, weak men create hard times. Am dreptate? Da, femeile sunt puternice pentru că bărbații sunt slabi, guys. Da, da, aia s-a întâmplat. Bărbații sunt slabi. N-are nicio legătură cu ce zeci și aproape sute de ani de activism în sensul ăsta. Mii și milioane de sacrificii, de proteste, de tot felul de căcaturi. Nu, nu, hai să minimizăm, hai să ne băgăm în toată munca tuturor activistelor din acest mediu wild. Menirea femeii nu este să fie bărbat, mă. Weak men create boss girls. Neironic, weak men create boss girls. Bă, menirea femeii nu este să fie bărbat, mă. O femeia trebuie să aibă grijă de familie, femeia trebuie să fie gingașă, femeia trebuie să fie... Păi și tu de ce nu ești gingașă, Ana Maria? Tu de ce nu ești gingașă? De ce ești în energie masculină? Bă, nu, mi se pare incredibil, dude, adică, oh my god. Perfectă, frumoasă, răsfățată, tolerantă, blândă. Păi unde că noi cumpărăm bărbaților, noi ridicăm bărbații, femeile astea puternice. De ce? Datorită acestor bărbați slabi. De ce un bărbat pleacă de lângă o femeie puternică, frumoasă, cu carieră, cu minte, cu imagine? De ce? Că e slab. De ce alege o femeie pe care o avut-o toți de la A la Z, pe care toți o țin o oră, o consumă, o aruncă? De ce? Pentru că acolo se simt ei bărbați și buni, chipurile. Dar culmea, că dacă ajungi lângă o astfel de femeie, asta nu înțeleg ei. Tu te-ai terminat pe viață. Tu nu mai ai respectul bărbaților care... Big yikes. Big yikes pentru această frază. N-am să mor. Nici nu știu ce să mai zic. Nu mai zic nimic. Dar big yikes. Au mai rămas sau nici a celor care râd, dar care cumva rămân într-o familie. Tu ești râsul acestor oameni, tu îți vei distruge carieră, viață, imagine forever, nu te vei mai putea ridica niciodată și o să trăiești cumva cu niște amintiri pe care ți le-a construit cineva cândva, pe care n-ai dat doi bani. Și o să ajungi să regreți acea persoană și să mori, n-ai ca nimeni pe stradă.
Și știi care e problema? Că nu te întorci din punctul în care te-a luat persoana aia și te-a ajutat. Te duci mult mai în spate, că este efectul unui elastic pe care l-am legat de aici. Măi, cât poate să mai vorbească de reghe fără să-i spună numele? Cât poate să mai vorbească de reghe fără să-i spună numele? Eu, asta e curiozitatea mea. Știi? Și l-am tras și când ajunge aici, eu am sperat că elasticul se va rupe de aici și va veni spre mine și ne vom duce mai în față. Efectul al elasticului. Dar când se rupe de acolo, ce zici? Că se duce mai jos decât am fost legat. Eu asta le spun tuturor și învăț pe toți, băi, și dacă sunteți mici acum și aveți acasă familii frumoase și copii, gândiți-vă că un bărbat de proastă factură sau o femeie de proastă factură nu va face decât să vă îngroape încet, încet. Nu vă va ridica. Niciodată. Da. Nu, oamenii care sunt mai mici. Adevărat regină. Big slay queen. În interior, da, trebuie să lupte să meargă după cel puternic. Să se lege canecatul de colac de oamenii ăia ca să evolueze. Dar uite, apropo de toată experiența asta pe care ai trăit-o, te-ai întors la tine, poate nu chiar în momentul în care s-a întâmplat divorțul și, mă rog, toate discuțiile și așa mai departe, dar te-ai întors cumva la tine să te întrebi, băi, ce am eu de învățat de aici? Da? Care a fost vina mea? De ce mi s-a întâmplat mie asta? Păi în 16 ani m-am întors non-stop. Săptămânal. Mă întorceam și mă gândeam, nu fac bine undeva, greșesc undeva, trebuie să lupt. Măi, ce să faci tu bine, măi, omule, măi? Măi, deci nu, eu cred sincer că trebuie să vorbim despre relații mai mult. Trebuie să vorbim mai mult despre relații și nu doar la nivel de orgolii și la nivel de, știi, a făcut aia, ce înseamnă aia, ba, tine, nu mai lăsa floci în cadă, etc. Nu, ar trebui să vorbim despre relații, gen chiar să vorbim despre relații. Băi, nene, dacă te simți tu responsabilizat sau responsabilizat într-o relație care trebuie să faci tu ceva ca persoana aia să se comporte nu știu cum, desparte-te că nu e scuze, adică n-ai ce să faci, înseamnă că nu e și la revedere. Sau mai e și varianta în care comunici chestia asta cu partenerul și dacă partenerul sau partenera la rândul său este dispusă să se gândească, să-și facă introspecția asta, poate să urmeze niște ședințe de psihoterapie, poate să, you know, încerce cu adevărat să-și reprogrameze creierul, da, ai putea să comunici și să se rezolve astfel. Doar că, na, mă rog, am observat chestia asta nu prea se practică. Dar gen, nu există asta, știi, ce să fac eu ca să fie mai bine în relație, că, sau ca să se comporte cealaltă persoană mai bine în relație. Că n-ai ce să faci, nu te supăra. Cealaltă persoană este cealaltă persoană. Acolo este o altă dramă. Te dai pe tine deoparte ca să ridici un om. Dar asta e misiunea mea, de exemplu. Nu știu, dacă e un lucru mare când conștientizezi pentru ce ai venit pe pământ. Mare lucru. Misiunea mea a fost să salvez suflete, să le înalți. Eu am luat întotdeauna oameni foarte săraci. Da? Majoritatea jucătorilor pe care am avut. Trebuie dovadă. Ce meserie mi-am ales? Manager. Ce înseamnă să fii manager? Să-l iei, să-l construiești, să-i construiești o carieră, să-l faci mare. Eu am luat jucătorii foarte săraci. I-am făcut milionari. Am schimbat destine. Înțelegi? Despre asta este vorba. Pentru asta am venit eu. Și sunt fericită că pot să fac lucrul ăsta. Ce tare. Da. Și m-am dat pe mine deoparte și am ajutat pe ei. Întotdeauna. Soți, prieteni, cunoștințe, fotbaliști, antrenori, oameni pe care nu i-am cunoscut decât o secundă în viață. Pe toți am ajutat. Unii au fost loiali și au stat lângă mine și au rămas lângă mine pe viață de când i-am luat de la 14-15 ani și astăzi sunt antrenori. Alții au profitat cât au putut și au crezut că dacă iau tot ce se putea lua de pe mine o să trăiască o viață și uite-te, vedem unde au ajuns. Dar în general ți-am zis, când faci rău premeditat te duci așa, da, da. Te duci din ce în ce mai jos. Pentru că să ții minte vorba asta, yeah. Noi plătim la aceeași masă la care am consumat. Abă, notați. Ați notat? Notați vorba asta. Deci noi plătim la aceeași masă la care am consumat, da? Nu plătim la altă masă. Întotdeauna. Ai consumat la masa aia, vine nota de plată și trebuie să, da, o plătești. Da. Mamă. Da.
Ilinca. Mamă. Bă, da mă, dracu. Mamă, ce nebunie, frate. Misterul totuși rămâne. Cine te-a întrebat? Nimic nu rămâne neplătit în viața asta. Da. Privind așa pe ansamblu acum, tot ce ai trăit tu din punct de vedere sentimental, tot ce ai trăit poate din punct de vedere business, toate experiențele pe care le-ai avut, pentru că ești mamă și ești o mamă devotată și o leoaică în adevăratul sens al cuvântului, care își protejează copiii și care iubește mai mult decât orice pe lumea asta, de ce ai vrea să-i ferești sau ce crezi că ar fi important să știe, astfel încât poate să aibă un drum mai ușor, știi, decât ai avut tu? Probabil ca orice mamă doresc să nu treacă nici măcar printr-o unime din ce am trecut eu. Nu, nu, fără de-astea, fără de-astea. Nu vreau să zic că ar trebui să bagi copilul în pericol. Viața e grea pentru toată lumea și trebuie să experimentăm cu toții asta, că asta e morții ei. Nu, 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 deci nu mai pot dacă mai apar niște copii de ăștia bogați, care gen nu știu cine morților sunt pentru că au fost ținuți la kilometri distanță de cel mai mic inconvenient. Dacă mai văd copii de ăștia pe lume, nu mai pot, literalmente nu mai pot. În special dacă ești copil de bani gata, trebuie să fii trimis să stai singur pe p***a ta, mergi, lucrezi la KFC sau unde lucrezi tu, da? Îți plătești chiria și e viața ta, nene. E viața ta, că altfel nu ești om în p***a mea, like, dincolo de un anumit punct, eu nu zic în sensul în care toată lumea ar trebui să se chinui și nu știu ce. Dacă nu-ți iei viața în mâini și tot timpul ai, siguranța asta, că sunt părinții acolo și oricum ai dau, tu tot ai Lamborghini-uri și chestii pentru care alții au muncit nu știu cât, nu o să-ți creeze un spațiu mental bun pentru a te dezvolta. Mă rog, în fine, hai să mai vedem. Un test pe care trebuie să îl treci. Trebuie să-l bifezi. Da. Înveți, dai restanță, o iei. Simplu. Greșim, ne ridicăm, le reparăm. Dar am sunt totdeauna și mi-am învățat copiii și din greșelile mele am învățat și ei. Învățați cumva și dacă aveți restanțe, să vi le treceți. Nimic nu lăsați în urmă neterminat. Eu am lăsat ceva neterminat în urmă cu Laurențiu Reghecamp. Pentru că noi ne-am cunoscut când eram tineri. Și am lăsat acolo ceva neterminat. Și am revenit după 13 ani. Povestea noastră a fost foarte frumoasă. Și așa va rămâne în istoria țării astea. Și m-am... Relația dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp va rămâne în istoria acestei țări. Manualele de istorie vor povesti despre acest cuplu foarte reușit și frumos și deștept. Da, va fi materie la bac. Consider cumva că este și, nu știu, cumva greșeala mea, că probabil n-am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a salva căsnicia. Dar nu este treaba ta să-l salvezi și nici a salva căsnicia, o căsnicie se salvează în doi. Asta e altă gândire ciudată pe care am observat-o la femei, că se spune cumva că trebuie să-ți ții tu bărbat, dar nu doar la femei, și la bărbați același lucru de fapt. Observ gândirea asta, știi, în care, domnule, trebuie să-ți ții bărbatul sau femeia lângă tine. Bro, nu trebuie să țin pe nimeni lângă mine. Dacă cineva nu vrea să stea lângă mine, să nu stea, aș zice, nu? Nu prea e în puterea ta. Întotdeauna e vina amândurora. Întotdeauna. Bă, în viața asta n-am reușit. E o restanță acolo. Poate dacă nu munceam atât de mult. Au omis să spună că era încă însurat când s-au combinat, so I guess what goes around comes around. Aoleu. Da, na, ce să facem? Dar oare a înșelat o singură dată? Nu știu, bă, frate. Poate să fie turbat, dar înșelatul ăsta mi se pare că nu e o ofensă așa de gravă. Mă rog, depinde probabil și de cuplu și de fiecare ce așteptări are și ce dorințe are și ce așa. Dar după 16 ani de relație... Ok, bine, la începutul relației, într-adevăr, adică what the fuck are you doing? De ce te fuți cu altcineva dacă gen îți place sau nu îți place de perioada asta, de persoana asta? Dar după 16 ani, nu știu. Is it really that bad? Very hot take? Da, nu știu. Așa mi se pare. Și nu o zic în sensul în care că aș vrea eu să înșel, ci în sensul în care, nu știu,
Adică aș fi dispusă, nu m-aș supăra așa de tare. Pot să înțeleg, e un take foarte fierbinte. Bă, da, dar aș vrea să aveți în vedere că nu zic take-ul ăsta la nivel de iubire de între doi oameni de 20 ceva de ani, știi? Mă refer la relații de astea de 20 de ani, de whatever, de 16 ani. Cu aia 16 ani de... Toată ziua, bună ziua cu aceeași persoană. 16 ani, bă, coaie, 16 ani din viața ta, numai aceeași savarină, același dulău. Toată ziua, bună ziua. Cred că dragostea este un act foarte intim și foarte așa și bla bla, dar nu e doar un act foarte intim. De obicei când te f***i cu cineva, da? Te f***i odată, e foarte intim, e iubire, e nu știu ce, dar a doua zi dimineața când vă treziți e doar f***i, știi? Adică gen, e relația lui Schrödinger, știi ce vreau să zic? So, I don't know. Ce încerc să zic este că n-aș bate în cuie, domnule, relația e monogamă, orice ar fi, 100% constant, nu știu ce. Sigur, chestiile astea la modul ideal ar trebui să fie comunicate. I'm just saying, după 16 ani, come on. Eu sunt foarte de acord cu tine și nu m-ar deranja un two-sided agreement after all those years. Da, și eu, asta zic, da. Dacă am doi parteneri sunt de acord, de ce să ne batem noi capul dacă noi nu vrem asta? Da, 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 zic doar așa, că gen, m-aș deschide la o chestiune de genul ăsta. M-aș deschide, adică nu mi s-ar părea așa. Să nu pot nici măcar să discut despre asta, știi? Zlăvog e fermierul de la insulă. Nu știu că n-am văzut insula. Cred că dacă ți-ai găsit persoana potrivită care te face să te simți iubit și genial, sunt sigur că nu-ți va sta gândul la alte persoane, just my take. Da, I don't know. Mă rog, hai să mai vedem asta. Dacă nu călătoream atât de mult, poate puteam să-l țin. Poate puteam să fac mai mult, poate nu cădea în lumea asta. Numai că, iară, dacă stau și mă gândesc, dacă nici ea nu trebuie să fie poliție, nu trebuie să fie închisoare, dacă eu am explicat și am vorbit ani de zile și nu s-a putut, eram paznicul la oi, lupul, venea paznicul, dă-i, nu poți să te lupți cu haite de lupi toată viața. Și dacă viața lui așa trebuie să fie în lumea aia, Și eu de ce trebuie să cobor eu în lumea aia mică? De ce trebuie să mă duc să mă bag și eu în nămol? De ce trebuie să apar numele meu pe care familia mea l-a clădit cu atât de multă muncă și trudă? Pentru că eu provin dintr-o familie uriașă. Menirea mea și părinții mei m-au învățat să-l duc mai departe frumos numele ăsta. Și am construit ceva ce nu știu câți români au construit. Și nu sunt niciodată modestă, că n-am de ce. Eu toată viața am considerat că modestia este pentru mediocri. N-am de ce, că am muncit enorm. Bro, what? Bro, poftim, modestia este pentru mediocri? Doamne, iartă-mă, dude. Poți să te bucuri de realizările tale și să-ți recunoști realizările cu siguranță, dar de aici până să zici că modestia e pentru mediocri și că ce căcat e modestia, mi se pare că are lungă vere. Ești de acord, draga Ana Maria? Da, sigur. Go off, queen. Absolut, dar asta nu înseamnă că modestia e pentru mediocri. Doamne, iartă-mă. Ilinca, n-am dormit. De o viață dorm maxim 3 ore pe noapte. De ce? De disperare să construiești ceva mare. Să am cea mai tare familie, să facem bani, să-i fac lui Laurențiu cea mai frumoasă carieră. De unde l-am luat eu pe Laurențiu? Da, și uite ce bine ți-a ieșit. Și uite ce fericită ești. Și uite câtă fericire a ieșit din acest efort de dormit 3 ore pe noapte nu știu cât timp. Doamne, iartă-mă. Din Liga a doua de pe nicăieri. Cine era? Un om în care eu am văzut foarte mult potențial. Mhm. Un om cu care am stat în secunda în care l-am luat și am zis, de azi înainte, îți voi face cea mai tare carieră, nimeni în țara asta nu să crească cum ai crescut tu. Da. Și asta am făcut. Mă uit zâmbind așa, domne, mamă, păi stai, mă. Da, am muncit cot la cot cu mine, Laurențiu. Pentru că n-am antrenat eu, n-am stat eu pe teren, nu. M-a ascultat orbește. Uh-huh. Interviurile eu le făceam. Absolut tot eu făceam. Eu eram omul din față, eu coordonam absolut tot. Și unde s-a rupt? Când l-ai scăpat? Când s-a îmbolnăvit mama și am plecat non-stop să-mi salvez mama. Atunci n-am fost acasă deloc și el a crezut că atunci, wow, ce libertate are. Și libertatea așa și-a folosit-o în Dubai aiurea. Unde erau ce stricăciuni sunt mai mari pe pământ. În Dubai! A dat și reghe la niște cadâne din Dubai.
Dubaiul e de vină. De-aia zicea, fără că te mai prind în Dubai, uia. Da, dracu care ești. Can. Hai venit în Dubai, ai terminat tot Dubaiul. Baga mea și familia, mă. Ai venit în Dubai, ai terminat tot Dubaiul. Asta era. Ai venit în Dubai, ai terminat tot Dubaiul. Și măta aia, dar lui măta aia stricată. Care e relația dintre voi doi în acest moment? Nu, relație numai cum să ai, decât dacă ai un copil, dacă te leagă un copil. Aha. Dacă nu reușești să conștientizezi nici faptul că nimic pe pământul ăsta nu te poate opri să-ți ajuți copilul, să-i construiești măcar lui o carieră. Aha. Că noi știm fiecare în sufletul nostru ce s-a întâmplat, cât de mult ne-am dus sus, jos, stânga-dreapta, cum suntem văzuți în societate. Tu crezi că Laurențiu nu știe ce a făcut? Păi după 16-17 ani de stat lângă Ana Maria Prodan, când nimeni nu te atingea, când Ana Maria Prodan lupta pentru tine, le era frică tuturor să respire pe lângă tine. Dacă zicea cineva ceva de soțul meu, era mâncat. Așa e. Deci nu deschideau gura să-l jignească, erau mâncat. Păi, uite-te ce luptă am deschis eu în țara asta. Cu cine? Familia Becali, Dinu, Cornel Dinu, Pițurcă, patronul Vasluiului, Porumboiu. Cum cineva... Patronul Vasluiului. Zicea ceva, era gata, era luat, era tăvălit, era... De cine? De o femeie. Uh-huh. Păi ce înseamnă când o femeie își permite să facă așa ceva cu monștrii fotbalului, cu milionarii țării? Că femeia e numărul unu. Da. Nu are nimeni la mână cu ceva. Băi, nu datorezi nimic nimănui pe pământ ăsta. Așa. Mă, nimic, nici măcar o unime dintr-un transfer, o unime din cariera mea, nimic nimănui. Îmi mulțumesc vorba lui Snoop Doggy Dogg, mie. Mie îmi mulțumesc pentru fiecare set. Auzi, măi, femeie, dar tu nu erai amanta lui Reghe când l-ai întâlnit? Așa cum Reghe o are acum pe Caciuc? Ce dracu, dar nu înțeleg de ce, de unde toată, știi? Am înțeles că e rănită, ok, da, am înțeles că e rănită. Cred că cu toții am fi răniți. Dar cred că sună ca și când e mai degrabă rănită că a investit așa de mult în omul ăsta, fără să-l cunoască. Și na, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Asta e greșeala ei, na, ce să zic acum mai mult. Așa mi se pare. Undă pe care mi-am construit-o și familiei mele pentru ce suport meu și fundație mi-au dat. Dar ție ți datorează lumea ceva? Mie? Uh-huh. Da. Păi tocmai ce spuneam, dacă asta este menirea mea pe pământ să ajut, înseamnă că absolut toți acești oameni care au stat lângă mine și pe care i-am dus, nu, alături de mine pe culmi, cumva îmi datorează, dar eu nu aștept nimic de la nimeni. Poate un telefon câteodată, băi, uite, l-am spus și copiilor mei de început. Telefon? Amin, bă, fiecare cu, na, fiecare cu plăcerile. Am înțeles, ok, asta e plăcerea ei. Telefonul și să întrebe dimineața, bună dimineața, viața mea. Să zică bună dimineața, viața mea, dimineața. Cinstit. Ai zis că n-ai regrete, Ana, așa? Nu am. Răzbunătoare ești, Ana? Nu. Nu, no, probabil... nu, no, eu nu. Că credința m-a ajutat enorm și sunt cea mai fericită și împlinită femeie și om de pe pământul ăsta, cel mai împlinit om de pe pământul ăsta, că am învățat să iert. Nu. Literalmente n-ai învățat să ierți, viața mea, iartă-mă, se vede pe tine că n-ai învățat să ierți, scuză-mă că zic așa. Când ajungi să ierți, cred eu că ajungi la, că atingi o dimensiune fabuloasă. Mm. Am supărări în continuare când se întâmplă ceva cu fostul soț, rău în general, îi scriu mail, pentru că mailul rămâne forever și îl învăț. Cumva o modalitate de a mă ierta pe mine că n-am reușit. Dar am învățat să iert, l-am iertat pe el, am iertat tot, mi-am cerut iertare tuturor. Asta e întrebarea adevărată, cum și zice foarte bine cineva în chat. Părerea la cald a lui Reghe, când o vom primi oare? Oare când vom primi părerea la cald a lui Reghe? Vorbește în Dodi, literalmente vorbește în Dodi. Literalmente vorbește în Dodi, dar știți cum e. E bine când e Ana Maria Prodan în titlu. Întotdeauna face view-uri. Hei, tu de acolo, ți-a plăcut acest video? Thumbs subscribe! Mulțumesc!